Încerci? Ai aflat despre o tâmpenie mai mare decât emisiunea Neața de pe Instagram și nu știi cum să o pui în practică? Lasă-ne pe noi, testăm noi pentru tine. Astăzi jucăm box pong, adică vom juca ping pong, o jignire pentru sportul intitulat generic tenis de masă, ping pong cu mânuși de box. Vă rog să păstrați... Ne încălzeam puțin. Monica, Kira a venit să ne arate niște exerciții, nu știu cum, de fapt ne arată cum îi stă cu volanții, că nimeni nu înțelege nimic din exercițiile ei. Cineva a făcut o glumă, domnul Dani. Ți-a adus piticul niște rachete. Mamă. De tenis. Bun, în faza 1 vom juca doar cu mânușile de box după regulamentul de tenis de masă. Da. După primul schimb de mingi, vom trece la paletele de tenis de masă. Paletuțe. Hai să vedem cine câștigă din cele două echipe. Mânușile mâini, domn Răzvan, nu așa. Echipa... Așa e la box, asta e. Depinde după cine... După antrenament. Exact. Și cine... înainte tot așa. Ai ideea cu e semnătura asta? Că e pentru voi doi, dar nu știu cu e semnătura. Moroșan. Sau Doroftei? Moroșan. Da, păi nu jucăm cu orice... Noi. Bun, atenție mare. Monica, ai făcut la sală, ai dat, ai boxat vreodată la sală? Deci nu. Acest tip de cardio nu l-ai... Nu, dar învățăm. Învățăm, da. Pe toată viața învățăm. Corect. Vrei să te lipesc? Știe toată lumea că dintre noi cinci, Răzvan are cele mai multe ore de... Hai! Cele mai multe ore de sală de box a fost de aproape 6 ori. A fost de aproape 6 ori. Hai să vedem. Evident, servește mâna dreaptă. Hai că distrugeai tot. Servește mâna dreaptă, Ramona. Mi-a venit forța în braț. Concentrați-vă. O dată unul, o dată celălalt. Da, Monica? Mă servesc unde servesc. Adică la mine trebuie să servești. Da, servește oriunde. Se poate și ca la bul. 1-0 pentru Ramona. Schimb serviciu. Minge. Schimb serviciu. Păi de ce? Minge, bilă. Uite așa, că așa sunt regulile. Ia că un bază în tine. Schimb animalul. Ce faci, Răzvan? Ai ocupat toată masa de 2 ori. Să pune dacă a căzut doar la ei. A căzut de 2. Are voie mingea să cadă. Eu știu. 2-0. Sunt convinsă. 2-0 pentru echipa roșie. Fă-l un pic mai dinamic, Dani. Uite, de exemplu, bagă aici. Bagă aici. Așa. Și de una și nu fă-l. Da, hai, unul cu unul. Așa, de unde avem asta? 2-0, servește tu, Ramona. Normal, da? N-ai voie să dai decât cu aia, Florine. Ce? Dai cu ce-ți vine, Florin. Nu lăsa mingea să cadă de două ori. Are cunoscut când a fost la box. Iată, stop, mai spune că poate înțeleg. Monica, deci jocul de tenis de masă presupune ca mingea să cadă înainte de gărduleț și după gărduleț. După aceea, la tine în... Așa. După care ajunge din nou peste gărduleț. Da. După aia mână peste gărduleț. Și iar, o să mână peste gărduleț. Teoria o știu, la practică stau, mă. Sunt convins. Serviți. Toți nu mă. 3-0. 3-0 până acum. Si. Ba. Foarte bine. Și ai uitat să-i zici pe masă. Nu se pune punctul ăsta, că am uitat să zic pe masă. Adică pe masă înseamnă între linii. Hai că nu este. O, ce bun e, Răzvan. Da, păi. Nu-ți mă, orezul lapte. Și... Opa! Am un punct. 3-1. Minge. Minge, Florin. Domnul Răzvan are tricou de ăsta cu... Scuze-mă. Cu piele la vedere. Da. Și nu numai cu piele. Am și pantalon, domnul. Cam lola, zici că e robot. Răzvan, se văd țuțele. Hai! 4-1 nu contează. Monica, ne-ai mâncat viața. Da, uite aici. Am mâncat jocul. Am uitat la meci cu Muratoglu, m-am văzut. Hai. Să o tai. Dă-mi paleta aia, că eu cred că asta îmi lipsește de fapt. Foarte bine. Pura moartă. Pura moartă. Dă mult. 4-2. Apreciez, da. 4-2 pentru ei. Da, 4-2 pentru ei. Era 5-1, dar s-a dus la moartă. Domnușoara Portocaliu, vă ușor. Vezi că dumneavoastră nu dorme niciodată. Dacă trai de fiecare la sală. Nu te folosește forța ta. Dă-ți forța 10% mai jos. Dă-mi dă cu pară, știi ce zic, nu? Dă-mi o minge. Dacă o pui să mă te mobilă. Apropo de dat cu pară. Da. 5-2. Ia. Ce faci, Răzvan?
Ai servit dumneavoastră. 5-3, vă apropiați. Da, trebuie să facem un pic fun jocul ăsta, că eu... Vrei să jucăm? Eu mă distrez în interior. Ce faci? Dă-i mingea, vrei să jucăm? Ia și tu, că îți dau o mânușă de asta și facem un mic. Să fie amuzant, dar nu știu ei. Că e o plictiseală. Nu știu ei să dau. De iau asta și fac... Bade, dă-mi și mie un fund de lemn. Fund de lemn de la bunica. Un tocător. Dar vino și tu cu el. Da, și vino și tu cu un tocător. Ia și un tocător și o carte de istorie și o gheba, dar să fie gheba aia... Ultima minge. Nu, mai bine cu un făcăleț. Hai cu ele, hai cu ele. Am. Ultima minge, Răzvan, până vine Nicolae. Ultima minge, Monica. Yay! Stop, adu-mi eu paletele la mână, dați jos mânușile, vă rog. Eu cu Nicolae vom juca cu tocătoarele. Voi jucați cu palete normale, jucăm în vârtita. Știm vârtita? Kira. Vârtita. Nici asta nu faceți la sală. Cine nu faceți la sală? Vârtita, vreau să arăt eu așa să joacă. Cu paletele mici, cu paletele mari. Țurăi și țura, băi, masine! Așa e lucrurile. Cu Monica. Am eu, asta mă dilea? Da. Bun, atenție la regulament. Care regulament? Asta e a ta. Bun. Ai, poate mai bine. Fiecare om, Monica, va lovi ca în meciul normal de tenis de masă în terenul advers. După ce va lovi, se va pune la coadă pentru următoarea parte a mesei, da? Când ne rotim spre dreapta, exact, spre stânga. Da. Nu, tot timpul spre dreapta. Noi ăștia buni jucăm cu diastema. Așa. Să lovești cu dreapta. Tot timpul spre dreapta. Păi și ce, invers, n-ajungi cu dreapta? Hai că trebuie să iasă. Hai, dați-o minge. Începem. Ramona, pune-te acolo, te pui acolo și te aștept. Ce faci? Nu jucați urât, vă rog. Și... Nu jucați urât. Uite. Și. Nu jucați urât. Minge. Mă, tu n-ai treabă, tu sigur n-ai treabă pe aici undeva. Da, minge. Uite să vezi dacă sunt. Ne-a distrus jocul. Ne-a Monica. Începem de aici. Tu, că nu era rândul tău. Cine mai cheamă pe Monica, vă rog? Vede la coadă, în primul rând, că e rândul meu. Bă, sunt înnebunit după mingi. Ce doi. Bravo, Ramona. Hai, Monica, pe masă, pe masă! Dă-te la o parte! Dă-te la o parte! Stați, opriți puțin joc. Monica, am să-ți dau o temă foarte importantă. Ești arbitru. Nu, e prea simplu. Tu ține... Vă filmez dacă vreți. Ține asta. Și vezi să nu cadă mingile de aici. Dă-i! Cu cal. Aoleu. Hai, dacă privești sigur. Mi-a lăsat Monica locul. Minge. Cine greșește iese. Hai să vedem cine rămâne până la final. Ha. Cine greșește? A ieșit. Dă-i. Păi n-a mi-a dat bine, Aici. Nu ți-a dat bine. Ha, Florine. Deci mingea nu a ieșit. Ești Răzvan. Dă-i Nicolae. Acum o simt mai bine. Suntem 3. Da, bă, dar ne-a plăcut școala de aia, nu stăteam chiar ultim. Mulțumim tare mult, măcar am decis cine. Ce faci, mă? L-am regat. Bine, la Rozavlea era și greu, că e îndeal, așa? Opriți-mi. Că stai. Doar cunoscătorii au înțeles ultima glumă a lui Nicolae. Deci ei erau doi și el totuși a fugit. Zici că era național. Bun. Era așa bani. A lovit-o pe Kira. Bun. Cine a lovit? Opriți-mi. Nicolae! Opriți-mi. Și Kira a zis, nu, că pe mine mai loviți. Haideți să liniște puțin, că vreau să-l bag pe Duță în seamă. Urmează iară weekend prelungit, nu știu dacă știți. Vin sărbători peste noi. Important este să știm că nu ne facem pe burta goale. Ce e...